Ca să atragi norocul în casă, trebuie să ții cont de câteva reguli. Lasă la ușă problemele de la serviciu și neînțelegerile cu oamenii care nu contează în viața ta. Gândește-te că intri în propria locuință ca într-un templu, cu respect și inima deschisă. Deschide mereu ferestrele ca să intre aer curat și să iasă energiile negative și pune în locurile care îți plac cel mai mult anumite plante. Există anumite plante pe care este bine ca fiecare dintre noi să le aibă în casă și plante despre care se crede că ar aduce ghinion, pe care ar trebui să le evităm. În cele ce urmează, ne vom opri asupra celor din prima categorie, despre care există credința că ar aduce prosperitate, fericire, înțelepciune și energie pozitivă. Această plantă pe care o cunoaștem cu toții are o tijă lungă cu câteva frunze lanceolate, verzi sau pestrițe. La unele soiuri, tijele sunt împletite, răsucite în spirală sau dispuse în piramidă. Rădăcinile bambusului trebuie să stea în apă, planta fiind susținută în vas de pietre decorative. El poate fi păstrat în apă ani întregi, dar poate fi plantat și în pământ și păstrat în ghiveci. Întrucât iubește umiditatea, bambusului din ghiveci va trebui să-i menții pământul mereu umed. În plus, întrucât este sensibil la substanțele existente în apă, ideal ar fi să filtrezi apa cu care îl uzi. De altfel, bambusul nu este o plantă greu de întreținut. Îl poți plasa în spații iluminate mediu spre slab, la temperaturi normale de interior. Când se înalță prea mult, va trebui să-i tai vârful. Arborele banilor este una dintre cele mai frumoase și mai delicate plante aducătoare de noroc. Frunzele arborelui sunt palmate și au 5 foliole lucioase. Adepții Feng Shui sunt de părere că cele 5 foliole nu sunt altceva decât simbolurile celor 5 elemente fundamentale. Adesea, tulpinile plantei sunt împletite. Ca plantă de interior, atinge cel mult înălțimea unui copăcel. Plasează-l într-un spațiu slab iluminat și udă-l regulat și din abundență. Pentru a se dezvolta frumos, odată pe săptămână îi poți pulveriza pe frunze apă călduță. Castanul australian este o plantă mai puțin cunoscută, dar frumoasă, ușor de întreținut și, bineînțeles, aducătoare de noroc. Se mai numește arbore de fasole datorită asemănării fructelor sale cu păstăile de fasole. Frunzele sunt lucioase, penate și au 5-7 foliole ascuțite. Cu timpul, frunzele se alungesc și formează până la 15 foliole. Relatează libertatea.ro.